Fetele de la secția de a CSM-ului și-au trecut în cont al doilea succes stagional. Sportivele pregătite de Alexandru Iuhas și Nelu Dobre au bătut la Lugoș cu 3 la 0, pe seturi 25 la 15, 25 la 20 și 25 la 19 și ocupă poziția nouă a clasamentului în divizia A1. Interesant este că municipal a obținut ambele victorii pe terenul străine, la București cu Rapid și la Lugoș cu echipa locală. Mă așteptam la victoria aceasta, știam că este un meci greu, Știam că CSM și au jucat în, în Cupa Balcanică și este vicecampioană balcanică cu echipe din Turcia, Grecia și uh, din Serbia. Municipal va întâlni sâmbătă medicina Târgu Mureș într-o partidă care va avea loc în cuplaj cu cea de basket, CSM Satu Mare.